There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, cause we'll be screaming. Interviul acesta va fi în pași de dans, pentru că alături de mine am doi dansatori profesioniști. Este vorba despre Laurent și Heini Loga. Da? Am zis bine? Și iar prima întrebare pe care vreau să vă adresez este dacă sunteți gemeni. Ei sunt frați, dar nu știu dacă sunt gemeni. Nu, nu suntem gemeni. De ce râzi, Heini? Pentru că am mai primit întrebarea asta de câteva ori și... Dar mă gândesc că nu este o diferență mare de vârstă între voi. Nu, nu este. Ne-o și spui, nu? A, cred că asta poate să rămână secretul nostru. Păi oricum nu vă știm vârsta, vreau să știu doar diferența de vârstă. Mai mult de 2 ani nu cred că este. 10 ani. Vorbesc serios? Da. Bine, acum nu întreb care e mai mare, că... Cum am spus și mai devreme, parcă sunteți gemeni. Bun, dragilor, abia aștept să stau de vorbă cu voi, cu Laurent, am mai avut ocazia să vorbesc în cadrul emisiunilor, însă cu domnișoara nu. Așa că am să o întreb mai multe lucruri pe ea, dacă nu te superi. Ei, mulțumesc! Să-mi spui, te rog frumos, ce te-a enervat cel mai tare la el când a fost mic? Cred că întrebarea asta ar fi trebuit să pui invers, pentru că cred că eu am enervat pe el de mult mai multe ori decât invers. Îmi răspunde și el. Da, cred că știu răspunsul lui. Este o întrebare foarte bună. Cred că atunci când el a plecat undeva și nu m-a dus pe mine cu el, s-a întâmplat de foarte puține ori, pentru că în general a fost foarte drăguț și întotdeauna mergeam cu el, dar când nu a vrut să ducă pe mine, atunci eram foarte nervoasă, că eu de ce nu pot să mă duc? Și acum spune-ne și tu ce te-ai enervat la ea. Eu mi-aduc aminte, aveam jucările în vitrină, frumos puse în ordine, mașinuțele. Organizat. Da, da. Sau nu mai ești. Ba, sunt. Poate este chiar un obicei mai prost la mine. Și ea mi-a stricat jucările, mi-a scos. Acele mașinuțe de colecție erau desfăcute bucăți. Toate rotițele și animalele mici care erau acolo în spate, mi le-a făcut praf și pulbere, dar... Asta mi-a rămas așa în minte, ce a făcut Heini. Ce ai făcut cu ea? Cum te-ai răzbunat? Am legat-o de masa, de piciorul mesei. Serios? Da, asta mi-aduc aminte. Și așa duce aminte. Cred că de acolo a început ea să facă pași așa cât a putut, legată fiind. Da, da, dar în rest nu a fost Heini foarte nervantă. Vreau să vă spun, dragilor, că mie mi se pare că voi aveți o relație specială și așa se vede. Pentru că nu mulți frați sunt așa ca și voi. Voi sunteți mereu împreună, vorbiți foarte frumos unul despre celălalt, faceți multe lucruri împreună, chiar aveți o relație specială, soră-frate. Da, așa este. Așa este. Nu doar se vede, așa și este. Da. Părinții voștri... Cum s-au comportat cu voi? Au fost niște părinți blânzi? Au fost mai duri? Mai severi. Mai severi, da, da. Și totul trebuie să fie la ordine, cum spuneau ei, și trebuia să ne conformăm. Poate și de aici vine, trebuie să fim ordonați și să fie totul la locul lui. Deci erau părinți severi, așa, când trebuia să faceți ceva, trebuia făcut, că dacă nu era bai. Era bai înainte decât să fie după. Da. Să ne spuneți cum ați ajuns voi să iubiți atât de mult dansul? De la tine a început, de la tine? Cred că de la mine, pentru că Heini făcea basket. Da? Da, și cumva am forțat-o, în ghilimele, să schimbe acel sport. Și spune-ne mai mult. Știi, nunta nereușită, așa,
cu dansul meu. Am început să dansez, după care nu am intrat la grupa de performanță, grupa de concurs. Pentru mine a durat un an de zile, pentru alții 3 luni. Iar o motivație ca să reușesc, după care să deschid școala de dans, după care să obținem rezultate, după care întotdeauna a venit următorul pas. El este foarte perseverent, foarte muncitor, pentru că ți-am spus că îl știu mai bine decât te știu pe tine. Îmi place de tine. Mai rar oameni așa ca și tine care să își dorească să ajungă acolo și nu se lasă și luptă și fiecare oră, fiecare minut ți este contorizată și programată, să spun așa. Da, eșecurile mă motivează. Dacă ceva nu-mi iese, atunci trebuie să exersez de atâtea ori până când va ieși. Doran, tu nu ești însurat, nu? Încă nu. Încă nu. Urmează? Urmează, da. Urmează, mă gândesc, în viitorul apropiat. În viitorul apropiat, da. Bun, în viitorul apropiat, așadar, o să facă Laurent nuntă și sigur, Hoini se va înțelege foarte bine cu viitoarea cumnată, pentru că ea este o fată simpatică și zâmbitoare mereu. Acum când ne-am întâlnit, noi parcă ne știm de foarte mult timp, nu? Da. Tu ești așa foarte prietenoasă cu toată lumea? Da, încerc. Da, pot să zic că... Care este relația ta cu cursanții, cu elevii? Am o relație foarte bună cu ei. Sunt un pic mai severă cu copiii, așa zic ei. Dar eu cred că întotdeauna găsim calea de mijloc. Adică sunt momente când trebuie să fiu, pentru că altfel nu o să avem rezultate, și sunt momente când putem să lăsăm un pic mai lejer și un pic mai prietenos. Am înțeles că te ocupi și de copii? Da. Da, ne ocupăm atât, nu la grădinițe, începând de club, de la clasa 0, și cu adulți și cu copii, avem grupe de începând de la vârsta de 4 ani până la adulți. Este mai ușor să lucrezi cu copii sau cu adulții, sincer? Sincer, așteptam această întrebare pentru că de fiecare dată primesc. Este diferit, nu pot să zic că este ușor, mai ușor sau mai greu, este total diferit. Altă satisfacție ai la copii pentru că ei se bucură pentru fiecare pas mult mai repede, mult mai vizual decât adulții. Normal că adulții învață mult mai repede fiind adulți, dar este total diferit. Da. Ce mare plan ți-ai propus tu pentru 2020? Foarte multe planuri. Unul mare, care îți dorești din tot sufletul să se împlinească. Campionatul național, da. Campionatul național este, cred că pentru toată școala și toți cursanții, un prim plan și un scop încât să obținem cele mai bune rezultate cu cât mai multe perechi. Ce momente trăiești tu acolo la concurs? Că mă gândesc că sunt emoții și nervi și tot felul de gânduri amestecate. Da, mai ales la ultimul campionat, când noaptea la ora 2 am avut ultima serie de dans cu copiii mici. Da, ai emoții foarte mari pentru că nu știi la ce să te aștepți. Acolo vin din toată țara, foarte multe perechi și acele emoții. Intră în finală, nu intră în finală, dacă intră în finală, intră pe podium, nu intră pe podium, cum va fi? Dă maximul sportivul din el, nu dă, cum, ce să-i spun, cum să-l motivez? E oare un moment bun ca să fiu mai sever cu el sau e un moment bun să fiu mai blând cu el? Și atunci întotdeauna avem foarte, foarte mari emoții, dar putem să spunem că și anul trecut am fost foarte mulțumiți de rezultate, anul acesta avem un plan mai mreț. De-a lungul timpului ai trăit vreun moment penibil pe scenă? Da, da, de foarte multe ori, nu odată. Ce anume? Cum se întâmplă? Spre exemplu, în urmă cu câțiva ani buni, da, chiar aici în satul mare, în centrul orașului, în acel parc, am avut o prezentare de dans după cantonament și era pregătit o formație de dans. Iar eu cu prietena mea de atunci, partenera de dans, ne-am pus și noi în poziție. Erau 4 perechi într-o parte, 4 perechi în cealaltă parte și mie total mi s-a șters coreografia din cap, din minte. Total. Deci imaginează-ți 8 perechi, așa era în total, 7 perechi au dansat în sincron, perfect. Eu eram oaia cea neagră care dansam total altceva și ea spunea, nu e așa, nu e așa, altă coreografie, mai emoțional și mai tare. Și eram singurul din acele opere care dansa total altceva decât trebuia. Era foarte penibil, pentru că peste 1000 de oameni erau... Când te blochezi, efectiv, nu mai... Am uitat tot, Raluca, tot. Deci eu am uitat tot. Nimic nu mi-am adus aminte. Cred că ai fost cel mai aplaudat, nu?
Eu nu mi-aduc aminte de nimic. Deci era nunta nereușită unde 500 de oameni au râs de mine după că am apucat de dans. Acum era această experiență în centrul orașului. Sunt momente. Asta este. Nu. Alt moment când la teatru am avut gala și din vina mea eu am condus greșit. Dar pe filmare așa se vede de parcă i-ar fi greșit toți pașii. Era puțin mai incomod pentru mine pentru că ea ieșea într-o lumină mai proastă. Dar se întâmplă astfel de momente, din păcate. Dar rămân în amintirile noastre. Corect, asta fan. Fac viața frumoasă, da. Că nu se poate să fie totul perfect. Da. Să-mi spui dacă se leagă sau s-au legat iubiri aici, la voi, la sală. Da, pe site-ul nostru, logadance.ro, puteți să găsiți perechi căsătoriți. Adică avem până acum, cred că, 5 sau 6 perechi care aici s-au întâlnit și s-au și căsătorit. Sunt mai multe care s-au întâlnit și s-au legat iubiri, cum ai zis tu, dar avem 5 care s-au și căsătorit. Deci pot să zic că deja avem și copii Logadance, că îl numim bebe Logadance. Ar fi trebuit să fiți nași. Da, dar o altă secțiune cu cei care au divorțat nu expunem. Nu, păi rămâne cu ce a fost frumos, au cunoscut aici, treaba lor, ce fac mai departe. Eu spun, dansul întotdeauna scoate din toate situațiile și relațiile tot ce adevărat știi. Deci dacă nu trebuie să fim împreună atunci la dans, cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, se va întâmpla ceva. Ori vă cuplați, ori vă despărțiți. Da. Să-mi spuneți ce părere aveți despre aceste concursuri de dans de la televiziuni, pentru că apară de tot felul de concursuri unde se înscriu diferiți dansatori. Sunt ok, nu sunt ok? Sunt foarte ok. Chiar Victor Cohen a participat la România Dansează în 2013, când am intrat până în semifinale. Da, adrenalină. Și trebuie foarte multă creativitate, că ei și-au început coreografiile, două luni de zile numai cu asta s-au ocupat. Este altceva decât cu ce ne ocupăm noi, dar trebuie experimentat și această latură. Voi când mergeți la o petrecere, la o nuntă, cred că toată seara vă uitați cât de prost dansează unii, sau? Nu. Sunt puțini cei care dansează foarte bine. Nu. Chiar deloc. Nu, noi când mergem la petreceri, cam toată lumea se așteaptă de la noi să dansăm și acum. Și noi chiar dorim să nu ieșim în evidență, adică nu de aceea începem să dansăm ca să facem noi show și să arătăm că noi suntem dansatori. Noi chiar vrem să dansăm ca și ceilalți, dar întotdeauna vin oamenii, haideți și acum dansați și haideți că noi tot ne așezăm și ne uităm la voi și noi zicem că nu, mersi, hai să dansăm și noi între voi, cu voi, nu dorim noi. Până la urmă nu dansați? Ba da, dansăm, da. Da. Așteptăm să treacă manelele, să nu mai fie manele, pentru că e un dezastru total, ies afară, deci, și atunci oamenii se urcă pe masă, dansează, este singurul stil de dans pe care nu-l agrez, sub nicio formă, și mulți îmi cere și la sala de dans, dar aici nu, sigur nu vom preda și nu vom învăța manele. Nici nu cred că este un stil de dans, cred că este un stil de muzică, de fapt, de acolo orice dans e. Da. Derivă din... Să-mi spuneți ce ați schimba la oameni dacă ați avea puterea asta, ce nu vă place la oamenii din lumea în care trăim noi astăzi? Nimic nu ar schimba. Nimic nu ar schimba, pentru că fiecare om are personalitatea lui și nu aș dori să schimb nimic, pentru că nu mi-ar place nici la mine să schimbe altcineva. Dar ce te enervează la un om? Ce nu-ți place când cineva face? Dacă cineva face ceea ce mă enervează, atunci eu mă retrag. Deci nu stau în ringul de box cu el și mă lupt cu el, pur și simplu mă retrag. Zâmbesc și mă duc mai departe. Dacă tare mă enervează, atunci iese urât, atunci e foc. Dar atunci trebuie tare să se lege de mine și să nu mă lase în pace și mă duc mai încolo și vine după mine și nu mă lasă și îmi spune. Dar de regulă mă retrag la margine și nu-l bag în seamă. Ce le enervează pe Laurent? Așa, în general, hai că precis că sunt multe lucruri. Lasă-mă să vorbesc cu ea. Hoini, am încredere în tine. Eu cred că eventual un lucru, lui place dacă cineva poate să se decide rapid, de exemplu. Adică dacă cineva se trage de timp și hai că nu azi, hai că mâine, hai că... Lui place să fie, ok, acum, hai, ne gândim, ne decidem, da sau nu. Cred că eventual acest lucru poate să fie care e un pic mai... Așadar, dacă aveți treburi cu Laurent,
Vă decideți, nu? Persoanele care sunt în zodia balanță, deci m-am obișnuit deja, Victor este balanță, nu? Să nu mă aud acolo în spate. Victor este colegul vostru, da, partenerul... partenerul de dans al Iohannis și el se decide foarte greu, dar cu el n-am obișnuit. Deci, nu știu, dacă spun, Victor, vii cu noi, mergem în acea excursie la acel concurs și la un moment dat el dădea un răspuns foarte, da, mă duc. Și mă uitam, zic, nu ești tu. Adică, și, bineînțeles, la sfârșitul zilei, poate eventual să mă gândesc și să spun mâine, poi mâine. Sigur, Victor, deja asta mă așteptam. Dar, evident, încerc să mă acomodez cu, și cu aceste persoane care nu se decid repede. Are o latură bună și o latură mai puțin bună, pentru că nu întotdeauna este bine când te decizi pe moment și repede cum fac eu. Ești un perfecționist? Da, 100%. Oamenii deja reacționează. Mi-am dat seama și din răspunsul lui de mai devreme când am spus că îi place să fie totul aranjat, de acolo a dat de la așa un semn, cred că este foarte fixist, foarte să fie totul la locul lui, nimic. Da. Nu? Da, dar eu cred că acest lucru, mai ales la un bărbat, este un lucru foarte pozitiv. Adică mie mi se pare tu ești la fel? Nu chiar așa. Deci eu, dacă el e 100%, eu pot să zic că eu sunt un 75%, deci cam așa. Voi sunteți superstițioși? Nu. Eu mănânc la colțul mesei și nu sunt absolut... Dacă trece o pisică neagră, probabil atunci în fața mașinii, atunci acolo a avut drum. Nu am nici cu data de 13. Vinerea, da? Nu. Tu? Chiar un pic. Chiar un pic, da, pot să zic că când eram mică, de foarte, foarte mult timp petreceam la bunici și bunica era foarte superstițioasă și la fiecare a avut câte un răspuns, că asta nu-i voie, nu-i voie, dacă faci așa, așa o să fie și pot să zic că un pic mi-a rămas în minte câteva, da, dar încerc să nu iau în calcul. Care este ultima, cea mai recentă surpriză pe care ai făcut-o surorii tale? Da, cred că de ziua ei de naștere era o excursie, dar nu așa să detaliez unde și când. Și am mai văzut, dacă acum stau să mă gândesc, nu știu exact dacă a fost o zi de naștere sau ați fost la cinema? La cinema, da. Așa-i? A fost ziua ta sau ziua... A fost ziua lui Laurent și era surpriză din partea mea, pentru că lui îi place foarte mult să mergem la cinema și... De fapt, am închiriat o sală și numai noi eram. Ne-am uitat la un film, una dintre preferatele lui, cu câțiva prieteni. Și el nu știa de nimic până când intram în sală de cinema. Când a intrat acolo, da, a rămas surprins. Da, de fapt, era legat la ochi și acolo aștepta toată lumea și am început să... Ce frumos! Și bine că mie îmi place foarte mult popcornul. Haine mi-a cumpărat 40 și ceva de pachete de popcorn și a pus într-o pungă foarte mare și atunci imaginează-ți că ești toată lumea în jurul meu, aveau și niște pălării așa și puneam în pălării popcorn și eram cu, nu știu, 20 de kilograme de popcorn în jurul meu. Ce frumos! Da. V-am spus eu că au ei o relație specială. Vă doriți copilași? Da, eu trei. Trei? Da, trece timpul și cât mai repede, pentru că nu vreau să ies din acea perioadă când poți să petreci foarte mult timp cu copiii și să-i vezi dansând pe ringul de dans. Deja îi văd mari campioni, micii mari campioni. Cine știe, poate să vor alege total alt sport sau... Dar voi susține în acel sport pe care vor dori. Ce alte talente mai aveți voi în afară de dans? Știți să cântați? Nu. Deloc. Niciunul. Eu nu știu, absolut. Nici eu. Și asta întotdeauna glumim cu asta, că sperăm că toată lumea înțelege. Deci dacă n-ar auzi cineva cântând, ar da seama că de ce am deschis școală de dans și nu. Să ne auzi pe noi cântând. De gătit, gătiți? Nu, absolut nu. Eu nu gătesc. Mi-e rușine, dar nici... Nu. Ceai știu să prepar și eventual niște omlete, dar atât. Eu nu. Nu pentru că... Dar îți place să mănânci. Îmi place să mănânc, da. Încerc să mănânci sănătos sau... Încerc, da. Da, cont de... da, pentru că am zilnic antrenament de fitness cu antrenor personal și el întotdeauna îmi trage atenția că nu văd ce mănânci, dar îți spun când mă uit la tine că ai mâncat prea mult zahăr, prea nu la ora respectivă când ți-am spus și așa mai departe și încerc să mă acomodez. Și cred că deja reușesc să mă adaptez foarte bine. Și bănuiesc că și în sportul pe care voi îl faceți este necesară o alimentație echilibrată, sănătoasă. Da, exact. Și încercăm.
La urmă nici nu este greu după ce încerci să mănânci sănătos, îți și place, adică nu ți se pare că faci un efort, nu? Da, și avem deja cât mai multe cunoștințe care și deja îmi dă gândul, știi, care sunt vegetariani, pentru că nu este un lucru rău. Și dacă vrei să te menții în formă și să fii odihnit și să ai energie, atunci nu se poate să mănânci aiurea totdeauna foarte multe prostii, ci trebuie să ai grijă și să bei apă mai mult și nu sucuri. Iar la acesta sunt un campion, că mă duc să beau, nu vreau să spun nume de răcoritoare, să beau cât mai mult apă. Ce face cățelul vostru? Da, foarte bine, foarte bine. Ne-am demontat gardul acum de câteva zile. Dar e drăguț, e drăguț, crește. Da, l-am reținut de atunci de când mânca lebeniță, nu? Da, asta, în fiecare an avem un obicei, că în fiecare an facem o filmare cu el când mănâncă lebeniță. Uite-și. Cred că sunteți foarte atașat. Cât timp are? 6 ani. 6 ani și vara aceasta vom avea cățeluși mici. Da? Vor ajunge micii Axel. Te atașezi foarte mult de un animal. Da. Face parte din familie până la urmă. Da, da, absolut, absolut. V-ați învățat să danseze? Nu, să se întoarcă, să se așeze, să se culce, dar de dansat, nu, așa că țapași, am imitat, dar nu. Maini, te rog frumos să mai îmi spui despre Laurent. Că el n-o să-mi spună, nu? Să-mi spui tu? Sigur, sincer. Mai spune-mi ceva ce ți-amintești din copilăria lui, ceva ce-a mai făcut el, nu neapărat că te-a enervat, dar ați făcut, mă gândesc, multe boacăne împreună, de care părinții voștri nu știau, sau v-ați acoperit așa când făceați câte ceva, unul pe altul, să nu apăpări. Nu, m-am acoperit, întotdeauna m-am apărât, întotdeauna. Deci ești părâcioasă. Da, deci am zis, vin părinții, dar nu spui nimic, bine, 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 bine. Deci mama nu a intrat pe ușă, deci de bine, de pe ușă, ea deja, Laurent a făcut asta, și m-a apărât, dar bine era când era foarte mică, după care nu era atât. Acum nu te mai părăște, nu? Nu. Nu, am trecut de acele vremuri. Cum este ziua voastră atunci când nu aveți chef și trebuie să veniți la antrenamente și să zâmbiți și să, când mă gândesc că aveți și zile ca toți oamenii care nu sunt chiar cum vă doriți voi? Da, atunci nu zâmbim. Atunci nu zâmbim. Atunci cred că toată lumea observă că ceva este altfel decât în zilele precedente și atunci totul este mai formal, totul este mai... Toți mai se antrenează foarte serios. Dar evident, încercăm să schimbăm, dar nu întotdeauna avem zilele potrivite și atunci asta este. Cum vă relaxați voi? Care este... Atunci... La schi. Ești la schi? Da, de un an de zile schiez și atunci acolo mă relaxez total. Da, foarte frumos și mie îmi place să schiez. Super, trebuie să organizăm. Da, da. Iarna asta a fost așa pe la noi, mai puțină zăpadă, dar în schimb în alte țări a fost. Da. Bine, dragilor, vă mulțumesc frumos că ați povestit cu mine. Mai aflăm noi și alte boacăne pe care le-au făcut ei, că probabil nici nu vă vin acum în minte. Atât de multe sunt, da. Nu? Și poate data viitoare facem un interviu alături și de câinele vostru. Nu? Da. Interesant. Este așa mai agitat, narsta locului? Nu o să te lase în pace, deci o să vezi, trebuie să experimentăm. Bun, vă mulțumesc încă o dată tare mult, mă bucur, Hani, că te-am cunoscut și pe tine. N-ai vrut să-mi spui foarte, foarte multe despre Laurent, dar asta înseamnă că este un băiat bun și decât să inventezi, mai bine, nu? Absolut. Mulțumesc tare! Mulțumesc și eu! Și atunci o să afli mult mai multe!